Trecem la următoarea temă, practic la sesiunea a doua a zilei de astăzi, dedicată competenței instanței de executare și executorului judecătoresc. Și ca să fim foarte exacți, noi ar trebui să mergem cu această sesiune până la prânz. Prânzul ar trebui să fie la ora 13. Prima parte a acestei sesiuni ar trebui să o avem la ora 12, adică peste 10 minute, dar o să prelungim puțin ca să apucăm să discutăm măcar prima chestiune pe care aș dori să o abordăm în legătură cu competența instanței de executare. Ca și pe sesiunea precedentă, vă propun 4 teme. Prima, să zic așa, the aftermath, deci urmările deciziei 20/2021 în alte curs de casație și justiție, completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, deși n-avem încă, n-am mai verificat azi dimineață, ieri am verificat, nu era publicată în Monitor Oficial, n-avem încă publicată această hotărâre și nu știm încă motivarea, dar putem să o intuim. Decurge de aici și tema 2, anume stabilirea competenței instanței care va soluționa contestația la executare prin care se solicită anularea închierii de încuvințare a executării silite pe motiv că a fost dată de o instanță necompetentă. Tot din prima temă decurge și problema numărul 3, aceea aplicabilității sau inaplicabilității articolului 127, competența facultativă, în cazul competenței instanței de executare, în etapa încuvințării executării silite, deci pe procedură necontencioasă, respectiv pentru soluționarea, dacă vreți, incidentelor procedurale sau incidentelor procesuale, mai bine spus, de natură contencioasă, contestații la executare și altele. Și nu în ultimul rând, chestiunea legată de verificarea competenței executorului judecătoresc în cadrul procedurii de încuvințare a executării silite, cumva ca să facem trecerea și către sesiunea a treia, în care vom discuta despre titlul executorii și încuvințarea executării silite de către instanța de executare. Bun, prima chestiune. Așa cum cunoașteți, de dată relativ recentă, deci mai exact pe data de 27 septembrie 2021, la sesizarea Colegiului de Conducere al Înaltei Curs de Casație și Justiție, Instanța Supremă s-a pronunțat într-un recurs în interesul legii care vizează competența instanței de executare, care vizează interpretarea articolelor 651, 666, 712, 714 și 112. Adică rezolvă o chestiune care vizează aplicarea în materia competenței instanței de executare a regulii de competență teritorială alternativă de la articolul 112 pentru ipoteza în care executarea silită este declanșată în contradictoriu cu mai mulți, să le zicem, subiecți pasivi, nu neapărat debitori. Și revin imediat asupra acestui aspect. Practic, decizia 20/2021 rezolvă în mod direct o problemă, dar indirect rezolvă și o altă problemă. Însă creează altele, vom vedea imediat. Problema pe care o rezolvă direct este cea care vizează efectiv sesizarea, anume aceea că va fi competentă să soluționeze contestația la executare instanța care a încuvințat executarea silită, chiar dacă aceasta nu ar fi competentă raportat la domiciliul sau sediului debitorului care formulează acea contestație la executare. Adică, altfel spus, dacă am un debitor cu sediu în București și unul cu sediu în Iași și cererea de executare silită este formulată la un executor judecătoresc din București și executorul din București solicită încuvințarea executării silite la o judecătorie de sector raportat
la sediul debitorului din București, după încuvințarea executării, inclusiv contestațiile la executare și probabil că nu doar acestea, ci și orice alte incidente jurisdicționale ar apărea pe parcursul executării silite în acel dosar execuțional, vor rămâne de competența instanței care a încuvințat executarea silită, cea din București, inclusiv dacă acea contestație la executare ar fi formulată de debitorul din Iași. Această soluție în alte curs de casație și justiție a fost anticipată de opinia exprimată de Institutul Național al Magistraturii în cadrul întâlnirii de la Brașov de anul acesta. Argumentul principal reținut în susținerea acestei interpretări fiind cel referitor la principiul unicității instanței de executare. Principiu care ar decurge din dispozițiile articolului 651 aliniatul 3, care ne spune instanța de executare soluționează cererile de încuvințare, contestațiile la executare, orice alte incidente în măsura în care nu ar fi de competența unei alte instanțe potrivit legii. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile par a fi destul de clare, pare a se finaliza o controversă care exista sub două aspecte. În primul rând, dacă articolul 112 este aplicabil încă din etapa de încuvințare a executării silite, adică dacă pe ipoteza mai multor debitori trebuie cerută o încuvințare a executării silite în legătură cu toți acești debitori la instanța stabilită prin raportare la domiciliu sau sediu oricăruia dintre ei, sau trebuie cerută încuvințări, chiar în același dosar execuțional, încuvințări pentru fiecare debitor în parte de la instanța stabilită prin raportare la domiciliu sau sediu fiecăruia dintre ei. Indirect, spuneam, în Alta Curte de Casație și Justiție răspunde și la această întrebare. În primul rând pentru că, observați, dispozitivul, că doar pe ăsta îl știm deocamdată, face referire și la articolul 666, nu doar la articolul 712 și 714, deci e vizată și încuvințarea, nu doar contestația la executare. Doi, că exact asta era premisa, da? Că a fost dată o încuvințare de o instanță, alta decât cea în circumscripția căreia se găsește domiciliul sau sediul debitorului care formulează contestația la executare. Da? Stabilind că această contestație este de competența instanței care a încuvințat executarea, indirect în Alta Curte ne spune și că articolul 112 se aplică de la bun început, de la momentul încuvințării executării silite. Practica pe soluționarea conflictelor de competență era destul de bine orientată pe încuvințarea executării silite în această direcție. După ce o perioadă a fost oscilantă, ea s-a orientat spre această direcție, articolul 112 fiind aplicat prin filiera lui 5 aliniatul 3, adică remarcându-se faptul că nu există o reglementare expresă pentru această chestiune. Știți foarte bine structura lui 5 aliniatul 3, evident în materie de procedură nu putem avea cutume sau uzanțe și atunci trebuie să mergem spre dispozițiile legale care reglementează situațiile cele mai apropiate. Situația cea mai apropiată este cea de la articolul 112, care vizează ipoteza unui raport juridic litigios cu pluralitate de subiecte pasive, dedus judecății în etapa jurisdicțională. Corespondent, în etapa executării silite, textul poate fi adaptat, repet, pentru ipoteza în care cererea de executare silită este formulată în contradictoriu cu mai mulți debitori. Întreagăt fie spus, foarte întreagăt, n-am fost niciodată de acord cu această opinie, am fost de la bun început adeptul opiniei contrare,
Și am și scris un material, mai multe am scris, ultimul este, va apărea într-un volum dedicat memoriei profesorului Viorel Mihai Ciobanu, dar el va rămâne ca text științific, să zic așa, pentru că acele opinii au fost clar invalidate prin această decizie în alte curți de casație și justiție. Toată, mă rog, argumentația mea se baza pe un principiu clasic, dacă vreți, al executării silite, aceea a caracterului unipatrimonial al executării silite și pe observația că în executarea silită nu putem avea coparticipare procesuală pasivă. Chiar dacă într-un dosar execuțional avem mai mulți debitori, în realitate fiecare dintre acei debitori presupune o procedură execuțională separată, ceea ce din punctul meu de vedere însemna că inclusiv garanțiile referitoare la stabilirea competenței instanței de executare prin raportare la domiciliu sau sediu fiecăruia dintre debitori trebuie să fie păstrate. Dar, repet, clar în Alta Curte de Casație și Justiție validează opinia contrară și la aceasta trebuie să ne raportăm de acum înainte. Vă rog! Sunt multe nuanțe, da. O nuanțare pe care o făceau unii colegi în dosarele pe care le-am primit declinate spre soluționare și făceau diferența între debitorul principal și debitorul accesoriu. Uh-huh. Și asta e următoarea, că spuneam, avem dar rezolvate... În situația aceasta nu se mai impune, pentru că în Alta Curte a spus clar că raportăm 112 care face referire la debitorii principali, adică nu, în executare silită nu mai punem problema unei subsidiarități din moment ce titlul executoriu, contractul de credit a devenit executoriu, se activează renunțarea la beneficiul discuțiunii, toți răspund solidar la acest moment. Ați anticipat corect următoarea problemă pe care o vedeți pe slide pregătită pentru a fi discutată, da? Și spuneam the aftermath of 20/2021, da? Evident, prima problemă care ne vine în minte, ce se întâmplă și cum aplicăm 112 în cazul în care executarea este declanșată nu doar în contradictoriu cu debitorul principal, ci și cu terții garanți. Bun, avem un text de lege care reglementează această ipoteză, articolul 648, și care cred că ne oferă un răspuns suficient de clar în ambele aliniate. În aliniatul întâi, ni se spune clar că din punct de vedere al dreptului procesual execuțional, terțul garant este un debitor. Da? Din punct de vedere al dreptului procesual execuțional, el are aceleași drepturi și obligații ca și debitorul, atâta timp cât el suportă consecințele neexecutării obligației de către debitorul principal. Da? El este un garant din punct de vedere al dreptului execuțional substanțial, dacă vreți, lucru care se materializează în principal în faptul că el se va putea regresa împotriva debitorului principal, dar asta e o altă discuție. Sub aspectul regimului juridic al drepturilor și obligațiilor procedurale în executarea silită și sub aspectul garanțiilor care trebuie să-i fie oferite din perspectiva principiului legalității, el este un debitor. Aici s-ar putea contraargumenta în sensul în care cineva să vină să-mi spună, da, citiți teza a doua articolului 648, aliniatul întâi până la capăt. Pentru că acolo spune, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Ori articolul 112 dispune altfel, pentru că articolul 112 spune foarte clar, dacă avem și obligați principali și obligați accesorii, stabilim competența prin raportare doar la debitorul principal, la domiciliu sau sediu debitorului principal. Și atunci, cred că mergem și la aliniatul al doilea, care reglementează ipoteza în care executarea silită este declanșată doar în ceea ce îl privește pe terțul garant, nu și pe debitorul principal.
creditorul poate să facă acest lucru din rațiuni de oportunitate, să zic așa, da? În cazul garantului ipotecar, spre exemplu, creditorul nu vrea să se complice și cu urmărirea bunurilor debitorului principal, da? În speță garantul ipotecar fiind o altă persoană decât debitorul principal, da? Să zicem că avem debitorul principal o societate și restituirea creditului de către societate s-a făcut cu ipotecarea unui bun imobil al administratorului sau al unuia dintre asociați, da? Nu vrea să declanșeze executarea asidităși împotriva societății, pentru că vrea să-și execute garanția. Consideră că este suficient să procedeze în acest fel. Deci, o primă situație sau, în anumite situații, s-ar putea chiar să aibă un impediment în a declanșa executarea contra debitorului principal. Pe exemplu nostru, dacă, spre exemplu, societatea ar fi în insolvență. Și atunci, da, se merge cu cererea de executare doar împotriva terțului garant sau garantului ipotecar. Avem vreo îndoială că în această situație acest terț garant sau garant ipotecar este în plan execuțional un veritabil debitor? Nu, că el e chiar singurul debitor în plan execuțional. E adevărat, 648 aliniatul 2, teza a doua, ne spune că în această situație debitorul principal va fi introdus din oficiu în procedura de urmărire silită. Formulare care dă anumite bătăi de cap și executorilor judecătorești și instanțelor, pentru că nu e foarte clar ce înseamnă această introducere și mai ales cine ar trebui să facă această introducere. Ar trebui instanța, la momentul încuvințării executării silite, să zică: chiar dacă tu, creditorule, ai formulat cererea în contradictoriu doar cu terțul garant, eu ți-o încuvințez și în contradictoriu cu debitorul principal? Nu, sub nicio formă. Textul trebuie citit din nou în integralitatea lui. Pentru că spune, toate actele de executare vor fi comunicate în același timp și debitorului principal. La asta se referă așa zisa introducere din oficiu. Ea vizează exclusiv activitatea executorului judecătoresc, însă nu în ceea ce privește efectuarea actelor de executare silite asupra patrimoniului debitorului principal. Aceasta este condiționată de manifestarea de voință a creditorului. Dacă, repet, indiferent din ce motiv, acel creditor a formulat cererea de executare silită doar în ceea ce îl privește pe terțul garant, doar asupra patrimoniului acestuia vor putea fi efectuate acte de executare silită, iar sensul lui 648 aliniatul al doilea este acela că acele acte de executare îndeplinite asupra patrimoniului terțului garant vor fi comunicate și debitorului principal. Deci, din punct de vedere al dreptului execuțional, în această situație vorbim de o veritabilă inversare a calităților. Terțul garant devine debitor în plan execuțional, iar debitorul principal devine terț în plan execuțional. Adică un participant impropriu, să zic așa, pentru că deși nu sunt efectuate acte de executare asupra patrimoniului lui îi vor fi comunicate actele de executare, evident, ținând cont de faptul că aceste acte de executare vor produce efecte și în ceea ce îl privește, pentru că în măsura în care sunt recuperate sume de bani ca urmare a executării patrimoniului terțului garant, ele vor stinge obligația debitorului principal și va da naștere dreptului de regres al terțului garant. Și cu o problemă asociată aici, dacă acest debitor introdus din oficiu, între ghilimele, în procedura execuțională potrivit articolului 648 aliniatul 2, are calitatea de a formula contestație la executare. Și asta eventual reluăm discuția mâine. Bun. E, ajuns în acest moment, cred că nu mai putem avea îndoieli că trebuie să stabilim competența instanței de executare și și prin raportare la domiciliul sau sediul terțului garant și că teza finală de la articolul 648 aliniatul 1 nu trebuie interpretată ca excluzând această posibilitate. Nu văd rațional niciun motiv pentru care terțul garant ar avea un regim juridic și un anumit set de garanții atunci când doar el este executat, față de situația în care ar fi executat atât debitorul cât și terțul
cât și terțul garant. Bun. Mai rămâne o problemă pe care cred că decizia 20/2021 în alte curs de casație și justiție o ridică. Anume, cine face alegerea instanței și la ce moment? Pentru că articolul 112, evident, trebuie interpretat prin raportare la dispozițiile articolului 116. Alegerea instanței. În cazul în care legea dă posibilitatea reclamantului să sesizeze mai multe instanțe deopotrivă competente, el este cel care va face această alegere. Problema se ridică pentru că, potrivit articolului 666 aliniatul 1, știți foarte bine, cererea de încuvințare a executării silite este formulată de executorul judecătoresc. Și atunci am putea spune că, sesizat fiind de creditor, executorul judecătoresc va fi cel care va alege între mai multe instanțe deopotrivă competente, la momentul la care va formula cererea de încuvințare a executării, făcând aplicarea articolului 112. Din punct de vedere teoretic, recunosc că mi este greu să accept această idee și remarc în susținere faptul că în practica anterioară a în alte curs de casație și justiție s-a stabilit, zic eu, cu destulă claritate faptul că executorul judecătoresc nu este parte în procedura execuțională și că nu el este titularul propriu-zis nici măcar a cererii de încuvințare a executării silite. El este doar un subiect procesual care are legitimare pentru a formula această cerere, însă titularul ei este în realitate creditorul. Ne-a spus-o destul de clar în Alta Curte de Casație și Justiție, în decizia 19/2018, dată în dezlegarea chestiunilor de drept, vă reamintesc decizia care se referă la reprezentarea creditorului, reprezentarea convențională a creditorului persoană juridică la momentul formulării cererii de executare silită. Și am sintetizat două idei din considerentele acestei decizii. Da? Ne spune acolo în Alta Curte de Casație că depunerea cererii de executare la executorul judecătoresc are loc în organizarea procedurii de executare, aceasta fiind făcută însă pentru instanța de executare. Și mai departe, că instanța de executare este cea care analizează legalitatea și temeinicia cererii de executare silită formulată de creditor, încuvințând sau respingând cererea de încuvințare a executării silite, cerere care numai i-a fost înaintată de executorul judecătoresc pe calea solicitării de încuvințare a executării silite. Deci, încuvințarea executării silite nu este altceva decât un vector procesual prin care cererea de executare a creditorului este adusă în fața instanței de executare de către executorul judecătoresc. Și aceste considerente, țin să subliniez, sunt chiar considerentele decisive ale deciziei 19/2018, adică nu avem nicio îndoială că ele au analizat o chestiune cu care nu ar fi fost în mod real învestită în Alta Curte, pentru că raportat la aceste dezlegări, în Alta Curte a stabilit că și cererii de executare silită îi sunt aplicabile dispozițiile de la articolul 84 de la reprezentarea convențională a persoanei juridice, astfel cum ele fusese reinterpretate anterior, știți foarte bine, prin decizia 9/2016 și cu anumite consecințe în ceea ce privește alte cereri pe care le-ar putea formula creditorul în dosarul de executare, dar care ar fi destinate exclusiv executorului judecătoresc, nefiind supuse încuvințării instanței de executare. Cu alte cuvinte, se trage concluzia că pentru acestea din urmă nu sunt aplicabile dispozițiile articolului 84, că reprezentarea convențională a persoanei juridice poate fi făcută și de o altă persoană fizică sau juridică, nu neapărat de avocat sau consilier juridic. Deci, la nivel teoretic, ar trebui să tragem concluzia că alegerea instanței competente ar trebui făcută de creditor,
la momentul la care se formulează cererea de executare. Nu de către executorul judecătoresc, la momentul la care se formulează cererea de încuvințare a executării silite. Cu consecința practică destul de riguroasă și sunt conștient că probabil niciun executor n-ar aplica-o, că un executor în cazul în care este învestit cu o cerere de executare silită în care sunt precizați mai mulți debitori care au domiciliile sau sediile în circumscripția unor judecătorii diferite, ar trebui să-l întrebe pe creditorul respectiv la care dintre instanțele de executare competente dorești să depun această cerere. Și în cazul în care creditorul nu răspunde, executorul judecătoresc să dea încheierea de refuz de deschiderea procedurii execuționale de la articolul 665 supusă plângerii la instanța de executare, dar nu știm care instanță de executare pentru că n-a ales-o încă creditorul respectiv. Bun. Noi dacă trebuie să facem pauză, cam ar fi cazul de o pauză de aerisire, nu? Da. Facem o pauză de maxim 10 minute și continuăm cu problema competenței instanței de executare. Bun, am revenit. Spuneam că acceptarea, dincolo de orice contraargument, a aplicabilității articolului 112 din Codul de Procedură Civilă în determinarea competenței instanței de executare naște această problemă a alegerii instanței. Din punctul meu de vedere, alegerea ar trebui să fie făcută de creditor cu consecințele pe care le-am arătat mai înainte, însă recunosc că cel mai probabil în practică alegerea este făcută de cele mai multe ori chiar de către executorul judecătoresc, care probabil că are în vedere anumite rațiuni de oportunitate, de apropiere de instanța de executare, apropiere care să faciliteze depunerea cererii de încuvințare, obținerea încheierii de încuvințare, sesizarea instanței cu eventuale alte cereri de autorizare, de pătrundere în încăperi, sesizarea instanței cu eventuale alte cereri care vizează, știu eu, incidente pe parcursul executării silite. Mă întreb, și cu asta vreau să închid acest subiect, dacă această eventuală consecință nu ar putea să producă anumite consecințe în planul analizării constituționalității dispozițiilor din Codul de Procedură Civilă, astfel cum au fost interpretate prin decizia în alte curți de casație și justiție, pentru că vă reamintesc, soluția legislativă actuală de la articolul 651 aliniatul 1 este rezultatul declarării neconstituționale a soluției legislative inițiale care lega competența instanței de executare de competența executorului judecătoresc. Și știți foarte bine, Curtea Constituțională, prin decizia 348/2014, a considerat acea soluție legislativă neconstituțională, tocmai pentru că, a reținut instanța de contencios constituțional, ea oferea o prea mare marjă de alegere creditorului în a sesiza sau în a determina prin sesizarea unui anumit executor judecătoresc indirect și competența instanței de executare. Repet, ar putea fi o interpretare că recurgând la dispozițiile articolului 112 s-ar putea ajunge practic la exact același rezultat pe care decizia Curții Constituționale încerca să îl elimine. Vă rog. Apreciați că decizia 21 se aplică și în situația în care încuvințarea a fost
dată de o instanță vădit necompetentă, deci contestația va merge la instanța vădit necompetentă care va spune am greșit, sau doar în situația în care avem o instanță competentă pentru unul dintre debitori? Mulțumesc pentru întrebare și e exact tema de pe slide-ul următor. Am anticipat întrebările care pot apărea în legătură sau ca urmare, că spuneam, suntem în the aftermath, deci în urmările pe care le poate produce decizia 20/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Într-adevăr, întrebarea este perfect pertinentă, rezonabilă. Ok, bun. Avem o instanță aleasă între două instanțe care, să zicem, ar fi deopotrivă competente potrivit legii. Lăsăm deoparte, am stabilit că de principiu se aplică și dacă avem terț garant. Chestiunea cu alegerea, cine o face, o dăm deoparte deocamdată, dar se pune întrebarea ce se întâmplă dacă instanța sesizată nu era în mod real competent. Fie că erau mai mulți debitori, fie că era unul singur. Da? Pentru că este posibil ca informațiile, să spunem, pe care le deține executorul judecătoresc și la care eventual se raportează instanța de executare la momentul la care face încuvințarea executării silite, să nu fie actualizate. Executorul judecătoresc nu verifică la momentul la care formulează cererea de încuvințare a executării silite dacă domiciliul actual al debitorului s-a modificat față de momentul la care s-a încheiat contractul, dacă, să zicem, e vorba despre un titlu executoriu non-jurisdicțional, sau s-a pronunțat hotărârea care se pune în executare dacă e vorba de un titlu executoriu jurisdicțional. Și sesizează o instanță care aparent ar fi competentă față de domiciliul debitorului sau sediul debitorului din titlu. Instanța de executare, sigur, are anumite restricții în ceea ce privește durata procedurii, trebuie să se pronunțe foarte repede, poate că are un rol foarte încărcat, nu mai face o verificare atentă în legătură cu domiciliul actual, domiciliul sau sediul actual al acelui debitor. Și se pronunță o încheiere de încuvințare a executării silite care, aparent, este pronunțată de o instanță competentă. Ulterior, executorul judecătoresc face o comunicare la adresa respectivă, comunicarea este returnată și abia în momentul respectiv își pune problema, stai că ar trebui să verific unde are la momentul de față domiciliul debitorul respectiv. Îi face comunicarea la domiciliul actual și, evident, primul lucru pe care îl face acel debitor este să spună încheierea de încuvințare a executării silite este nulă pentru că a fost pronunțată de o instanță necompetentă. Judecătoria ia și-a încuvințat executarea silită și uitați buletinul meu, eu m-am mutat, eu am domiciliu în Pașcani de dinainte de formularea cererii de executare silită. Suntem în ipoteza prevăzută de articolul 666 aliniatul 6, respectiv 712 aliniatul 3, pentru că, da, chiar dacă încheierea de încuvințare a executării silite nu poate fi atacată cu apel, anularea ei se poate solicita pe calea contestației la executare dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale. Da? Spune 712 aliniatul 3. Asta ce înseamnă? Că poate fi solicitată anularea încheierii de încuvințare a executării silite în cazul în care nu au fost respectate condițiile referitoare la încuvințare, adică altfel spus, deși era incident un motiv de la articolul 666 aliniatul 5, instanța de executare nu l-a aplicat, da? În această situație, contestația prin care se solicită anularea încheierii de încuvințare a executării silite este o veritabilă contestație împotriva executării silite înseși. Însă,
poate fi formulată o contestație prin care se solicită anularea încheierii de încuvințare și pentru motive care nu vizează legalitatea procedurii de executare silită în ansamblu ei, ci doar legalitatea procedurii de încuvințare a executării silite privită în mod particular. Și cam singurul motiv la care mă pot gândi este cel referitor la necompetența instanței care a încuvințat executarea silită. Da? Debitorul nu zice, domnule, creanța nu-i certă lichidă exigibilă sau s-a prescris sau e incident un alt impediment și așa mai departe. Spune doar, nu era competentă instanța respectivă. Bun, poate să zică și de unele și de celelalte. Vă rog. Am avut situația aceasta vineri în sală și se punea problema și a competenței executorului judecătoresc, întrucât... Slide-ul următor. Era un executor din altă curte de apel decât cea din raza teritorială a domiciliului actual. Evident că după ce răspundem la întrebarea asta, imediat ne vine în cap ideea, dar ăla executorul mai era competent, dacă nu era competentă instanța? Poate să fie, poate să nu fie. Da, ajungem imediat și acolo. Bun. Cert este că pe această ipoteză, de ce e important să facem această distinție? Pentru că pe această ipoteză, admiterea contestației la executare și anularea exclusivă a încheierii de încuvințare a executării nu invalidează și cererea de executare. Cererea de executare își va păstra caracterul întreruptiv de prescripție. Și consecința va fi că executorul judecătoresc va trebui să formuleze o nouă cerere de încuvințare a executării silite la instanța competentă. Și de aici, într-adevăr, problema ridicată de doamna judecător, dacă același executor sau un alt executor în funcție de competența lui, și revenim imediat asupra ei. Sper să mai avem timp până la prânz. Bun. Deci, este perfect posibilă o astfel de situație. Evident, debitorul își pune întrebarea, unde introduc contestația la executare? O introduc la judecătoria Iași, care a încuvințat executarea silită, și eu zic că în mod greșit pentru că nu era ea instanța de executare, sau o introduc la judecătoria Pașcani, unde am eu domiciliu și despre care afirm eu că este instanță de executare potrivit lui 651 aliniatul 1, pentru că e judecătoria în circumscripția căreia eram domiciliat la momentul formulării cererii de executare silită. Acum, sigur, nu vreau să am... așteptăm și motivarea la decizia 20/2021, dar la momentul de față înclin spre interpretarea o introduc la judecătoria Iași, la judecătoria care a încuvințat executarea silită. Dacă vreți, fac un raționament asemănător celui pe care l-aș face în cazul în care se formulează o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești. Și remarc faptul că în această ipostază, contestația la executare are natura juridică a unei căi de atac, pentru că admiterea ei va conduce la anularea unei hotărâri judecătorești, a încheierii de încuvințare a executării silite. Dacă formulez o cale de atac, să zicem m-am judecat la judecătoria Iași în primă instanță, și eu am invocat excepția necompetenței teritoriale. Am zis că e competentă judecătoria Bacău. Și prima instanță mi-a respins-o. Și eu fac apel. Pe motiv că prima instanță n-a fost competentă. Apelul ăla, unde îl depun? La instanța pe care o consider eu competentă sau la instanța care a pronunțat hotărârea? Evident, la instanța la care... Sunt de acord că e diferită situația. Sunt de acord că este diferită situația. Stați să termin, da? Și calea de atac se va soluționa de instanța ierarhic superioară, instanței care a pronunțat hotărârea. Abia dacă e admisă calea de atac, dosarul va ajunge la instanța competentă. Tind să merg pe aceeași, mutandis mutandis evident, pe același tip de raționament. Atâta timp cât am o instanță care, e adevărat într-o procedură necontencioasă, dar o instanță și-a verificat competența,
Pentru că verificarea competenței se face inclusiv în procedura necontencioasă. Ba mai mult decât atât, se face sub toate aspectele, chiar dacă ar fi de ordine privată. Bine, nu e cazul în situația noastră, deși, în fine, există și o opinie a domnului judecător Zidaru că ar putea fi și de ordine privată competența instanței de executare. Da, mergem pe opinia generală că e de ordine publică. Da? Deci instanța și-a verificat competența. O să-mi spuneți, bun, dar e o încheiere care nu are autoritate de lucru judecat. E adevărat că nu are autoritate de lucru judecat, însă asta nu înseamnă că nu produce efecte juridice. Produce efecte juridice foarte importante, că în baza acelei încheieri se vor efectua actele de executare silită, ceea ce înseamnă că, cel puțin la momentul în care am încuvințată executarea silită, am o aparență de legalitate a acesteia, ca urmare a verificării făcute de instanță. Această aparență de legalitate, din punctul meu de vedere, impune ca tot instanța respectivă să soluționeze și contestația la executare. Și mai adaug un motiv. Dacă nu aș proceda așa, ar însemna ca instanța să soluționeze motivul de contestație la executare încă de la momentul la care își verifică competența. Pentru că ea ar fi pusă în situația să facă aplicarea lui 651 aliniatul 1 la momentul la care trebuie să dea încheierea prin care se declară competentă potrivit lui 131. Încheiere care are caracter interlocutoriu potrivit lui 131 aliniatul 1 teza finală. Și atunci ajung într-o situație paradoxală. Ar trebui ca instanța să soluționeze practic motivul de contestație, avan la letră, la chiar momentul la care ar trebui să își verifice competența. Iarăși, mutandis, mutandis, avem o situație oarecum asemănătoare și o să o discutăm mâine la suspendarea executării silite, la articolul 719 aliniatul 4.1, când se solicită suspendarea pe motiv că titlul nu este executoriu. Și acolo ar trebui soluționat ceva avan la letră, deși ăla e evident și motiv de contestație la executare. Așa și aici. Tind să cred că, și vom vedea sigur, așteptăm și motivarea deciziei 20/2021, tind să cred că odată ce a fost pronunțată o încheiere de încuvințare a executării silite, avem o aparență de competența instanței stabilită în favoarea acelei instanțe și că această aparență nu poate fi răsturnată sau înlăturată decât printr-o hotărâre de fond de admiterea contestației la executare prin care este anulată încheierea de încuvințare a executării. Acum aștept contraargumentele dumneavoastră. Vă rog. Am o întrebare. În soluționarea contestației la executare, în momentul când instanța stabilește competența, care este temeiul de drept în baza căreia instanța investită cu contestația la executare se declară competentă? 651 aliniatul 3. Instanța care a încuvințat executarea soluționează și incidentele. Și care este motivul? Unicitatea instanței de executare, care pare a fi principiu consacrat de înalta curte prin această decizie. Repet, așteptăm și considerentele. Diferența e că acolo avem dispoziții legale coroborate pe care înalta curte le-a avut în vedere ca să stabilească instanța competentă să judece contestația la executare. Da. Ori aici, doar pentru că s-a încuvințat executarea de către o instanță necompetentă, ea rămâne competentă în continuare. Bun, haideți să mergem pe această idee, da? În verific competență, se depune în speța noastră, se depune contestația la Iași, da? Nu, se depune contestația, rectific, se depune contestația la Pașcani, da? Se depune contestația la Pașcani, despre care debitorul afirmă că ar fi instanța competentă. Da? Și judecătoria Pașcani spune, nu mă interesează cine a încuvințat executarea, eu îmi verific competența raportat la 651 aliniatul 1, exclusiv. Da? Mă uit să văd unde era domiciliul debitorului la momentul formulării cererii de executare silită. Da? Chiar dacă am o încuvințare de la o altă instanță.
și respinge excepția necompetenței, da, invocată de cealaltă parte sau în fine. Bun. Ce ar trebui să facă în secunda 2 judecătorul respectiv? Următorul lucru. Să abțină. Să se abțină, da, pentru că și-a spus deja părerea cu privire exact la motivul care face obiectul contestației la executare. Da? Bun, merge la un alt complet. Da? Cum poate completul ăla să dea o soluție de respingere a contestației la executare? Poate? Mai poate da o soluție de respingere a contestației la executare în condițiile în care încheierea de verificare a competenței este interlocutorie? Păi, și atunci înseamnă că nu mai are un drept de jurisdicție în cauza respectivă. Deși el ar fi cel care ar trebui să soluționeze fondul. El ar trebui cel care ar trebui să analizeze motivul de contestație care vizează exact necompetența instanței. Vă rog. În această interpretare înseamnă că soarta deciziei 20/2021 va fi foarte scurtă, până la prima invocare a excepției de neconstituționalitate. Eu n-am vrut să o spun, dar am și eu rezervele mele în legătură cu constituționalitatea textului de lege, astfel cum a fost interpretat prin decizia respectivă. Eu n-am vrut să o spun pentru că, repet, eu am fost de la bun început pe o altă părere expusă în cel puțin două materiale scrise, unul apărut, unul ce urmează să apară. Vă rog. Eu am încredere că în alta curte va motiva în sensul în care domiciliile sunt corect știute. Adică nu, eu nu cred că a avut în alta curte situația în deliberare că era un domiciliu greșit sau că era o eroare. Într-adevăr, în procedura necontencioasă, instanța își face o verificare. Dar ce verificare? Că mie executorul, prin intermediul creditorului, îmi spune că locuiește acolo. Deci este o verificare, de fapt, ce verifică? Nu verific nimic, doar citesc, lecturez, că nu-l verific în baza de date de PAP. Perfect de acord și adică atunci asta înseamnă că... Ipoteza noastră pleacă totuși de la o eroare. O eroare de informare a instanței, o eroare sau o misiune a instanței de a verifica de PAP, că nu poți să verifici la fiecare termen zeci de debitori. Și atunci asta înseamnă că și principalul efect, și dacă îmi permiteți ca să răspund exact, punctual pe această chestiune, principalul efect, din punctul meu de vedere, al deciziei 20/2021 este că instanța investită cu o cerere de încuvințare a executării silite, obligatoriu în absolut toate dosarele, trebuie să verifice domiciliul sau sediul debitorului. Că nu se poate pronunța fără să facă ea această verificare. Este, dacă vreți, o garanție de legalitate la care judecătorul ar trebui să se raporteze. Da? Ținând cont de deciziile Curții Constituționale referitoare la încuvințarea executării silite, rolul judecătorului în încuvințare și așa mai departe, pentru că, de principiu, odată verificată competența în procedura de încuvințare a executării silite, aceasta rămâne fixată la instanța respectivă. Aș vrea cumva să punctez. Verificarea competenței instanței de încuvințare ar trebui să se facă fie în conflictul ivit în acea procedură, conflictul de competență, fie ulterior doar ca motiv pe calea contestației la executare și nu indirect printr-o invocare din nou a competenței instanței care soluționează contestația la executare. Dacă, ca să putem ieși din acest cerc, altfel rămânem prinși mereu în cercul de a nu ști sau de a nu da credibilitate unei instanței. Așa este. Care a făcut o verificare. Așa este. Deci ar trebui să fie cumva clar sau să mergem în această direcție, fie facem conflict de competență în încuvințare, corect, fie soluționăm motivul de contestație la executare privind competența, nu invocând excepția. O nouă excepție de necompetență. Perfect de acord. Bun. Vă rog. Referitor la ce mi-ați răspuns dumneavoastră cu aplicarea articolului 651 aliniatul 3 pentru reținerea competenței, că fie ce o fi, ne trebuie un temei de drept în baza căruia să stabilim că suntem competenți, personal interpretez că instanța de executare soluționează, mă rog,
cererile de încuvințare a executării contestațiile, instanța de executare prevăzută de lege, respectiv conform dispozițiilor aliniatul întâi. Deci sunt legate. Perfect, de acord. Doar că, rețineți, ăsta este, și aș zice că pun pariu, că ăsta este temeiul pe care îl va reține Înalta Curte de Casație și Justiție. Rămâne să vedem acest Rămâne lucru. Să vedem, da. Pentru a formula și a califica acest principiu al unicității instanței de executare. Bun. Și o întrebare. În situația în care avem contestație... Repet, de la bun început eu n-am fost de acord cu lucrul ăsta, dar ne raportăm la această decizie a Curții Constituționale și atunci, în mantaua ei, cred că aceasta este singura interpretare posibilă. Bun. Și în situația în care avem contestație la executare, se depune întâmpinare, se invocă excepția necompetenței instanței de executare. Se interpretează că este competentă instanța să respinge excepția, eventual se admite contestația, bun, se face cale de atac. Aici lucrurile sunt lămurite pentru că merge la instanța ierarhică superioară cele care a pronunțat hotărârea și se invocă nelegalitatea hotărârii pronunțate în contestația la executare ca urmare a faptului că instanța de executare este necompetentă. Cum apreciați că ar trebui să soluționeze instanța învestită cu calea de atac? Aici nu mai avem probleme referitoare la antepronunțare, așa mai departe, însă va trebui tranșată această problemă. Este instanța de executare a fost egal învestită cea care a pronunțat contestația sau nu? Prin raportare la 651 de data aceasta. Clar. Vorbim de două situații ușor diferite. Prima situație despre care am discutat noi până acum era aceea a contestației la executare formulată de debitor prin care se invoca necompetența instanței care a încuvințat executarea silită. Și aceasta este, să zicem, problematică pentru că ar risca să creeze această suprapunere între verificarea competenței și soluționarea contestației. Da? Și am zis că, de principiu, în această situație, instanța, cel puțin așa interpretez eu și așteptăm motivarea deciziei 20/2021, instanța ar trebui să-și verifice competența sub aspectul articolului 651 aliniatul 3, adică să verifice cine a încuvințat executarea, să soluționeze contestația pe fond și, dacă o admite, consecința este de anulare a încheierii de încuvințare a executării silite, ceea ce ar pune executorul în poziția de a formula o nouă cerere de încuvințare adresată instanței competente. Ipoteza pe care o aduceți dumneavoastră în discuție este ușor diferită. Nu este aceeași. Avem debitorul. Nu, că dumneavoastră ați spus că se formulează contestație la executare și se invocă prin întâmpinare excepția necompetenței teritoriale. Nu. Deci debitorul formulează contestație la executare. La instanța care a pronunțat, încheiere. Apreciază ca să... Da, exact. Nu vorbim de ceea ce este puțin probabil, să verificăm raționamentul până la capăt. Deci mergem pe această ipoteză. Se introduce contestația la executare de către debitor, indiferent că și dacă nu se întâmplă niciodată. Ne interesează să verificăm raționamentul până la capăt. Păi asta, deci, se depune contestație, da, pe acest motiv, da, o contestație prin care se solicită anularea încheierii de încuvințare, da, a executării silite, prin care se... Invocă drept motiv de nelegalitate necompetența instanței. Da, se introduce la instanța care a pronunțat, tocmai să nu fie această problemă, că se gândește și el să nu se antepronunțe judecătorul. Și creditorul de ce să invoce necompetența? Da, să zicem că invocă necompetența. Bă, contează mai puțin din punctul meu de vedere, că oricum instanța trebuie să-și verifice din oficiu. Orică a invocat cineva pe cale de excepție, bun, necompetența ori nu. Problema e nu între verificarea competenței și invocarea excepției de necompetență. Problema este între verificarea competenței și soluționarea fondului contestației. Întrebarea mea vizează altceva. Invocă necompetența excepției, invocă excepției necompetenței, excepția necompetenței instanței de executare și apoi face cale de atac. Apel. Okay. Și susține în calea de atac faptul că instanța investită contestația, păi, la executare, acolo nu mai avem o problemă, în zic mod eu. greșit a respins excepția invocată. Iar instanța investită cu calea de atac trebuie să soluționeze acest motiv de apel și să stabilească instanța de executare a soluționat corect excepția sau nu. Mă înțelegeți? Exact asta este supus
căii de atac. Exact. Asta trebuie să analizezi instanța de apel. Că e o situație ușor diferită față de ce a analizat anterior. Instanța de apel, instanța care a pronunțat hotărârea prin care a anulat executarea silită, a fost legal investită sau nu? Exact asta va trebui să spună. Ce va zice instanța de apel în situația aceasta? Oarecum, da. E un pic diferită, da. Pentru că nu mai avem problema cu antepronunțarea. Ba, eu zic că aici totuși e chiar mai ușor, pentru că el își va raporta propria competență la instanța care a pronunțat hotărârea, așa cum ați spus. Da. Astfel încât el va analiza problema referitoare la competență, indiferent că la prima instanță a fost motiv de contestație la executare sau excepție de necompetență, ca motiv al apelului. Și va aplica 651 aliniatul 1, evident. Și asta înseamnă că trebuie să anuleze hotărârea pronunțată de prima instanță. Problema pe care o are este dacă, problema pe care o are este următoarea. Ce se întâmplă dacă, de asta am zis, sunt două situații diferite. Ce se întâmplă dacă se formulează o contestație la executare în care nu se invocă, nu se solicită anularea încheierii de încuvințare a executării silite pe acest motiv? Instanța nu este învestită cu așa ceva. Se formulează o contestație la executare pe alte motive, contestație la executare care este însă introdusă la instanța competentă potrivit lui 651 aliniatul 1. Și aici, într-adevăr, problema este mare. Deci, ați înțeles? Avem situația noastră cu Iașu și cu Pașcaniu, da? S-a obținut încuvințarea de la Iași, după care debitorul care are domiciliu în Pașcani face o contestație la executare pe care o depune la judecătoria Pașcani, în care nu solicită anularea încheierii de încuvințare pe motiv că Iașu nu era competent. Ci alte motive. Zice că nu-i creanță certă, lichidă și exigibilă. Da? În situația asta ce se întâmplă? Da? Intimatul vine și invocă excepția necompetenței teritoriale. Zice, nu-i la Pașcani că-i la Iași pentru că Iașu a încuvințat executarea. Prima instanță respinge excepția, zice, e adevărat că Iașu a încuvințat executarea, dar Pașcaniu este competent pentru că aici era domiciliul debitorului la momentul încuvințării executării silite. Se admite contestația la executare, se stabilește ce motive invocase debitorul, că nu-i creanță certă, lichidă și exigibilă, și creditorul face apel și zice, nu era competentă judecătoria Pașcani, pentru că încuvințarea executării silite a fost dată de judecătoria Iași. În această situație, Tribunalul Iași soluționând apelul, asta e întrebarea, va aplica 651 aliniatul 1, adică va stabili că era competentă judecătoria Pașcani pentru că acolo era domiciliul debitorului la momentul formulării cererii de executare, sau va admite apelul și va anula hotărârea pronunțată de judecătoria Pașcani pe motiv că încheierea de încuvințare a executării silite a fost dată de judecătoria Iași. Dacă mergem pe teoria pe care am zis-o până acum, ar însemna că Tribunalul Iași ar trebui să admită apelul și din nou să verifice competența raportat la cine a făcut încuvințarea executării silite. Pentru că nu a fost formulat un motiv de contestație la executare care să conducă la invalidarea încheierii de încuvințare a executării silite, prin care nu doar a fost încuvințată executarea, dar a fost și fixată competența instanței de executare la instanța respectivă. Altfel spus, dacă mergem pe această teorie, ar însemna că singura modalitate prin care debitorul ar putea să dovedească faptul că o altă instanță de executare este cea competentă, nu cea care a încuvințat executarea, ar fi contestația prin care să invoce el acest lucru ca motiv de contestație la executare. De pab ale debitorului la zi. Adică toată sarcina trebuie să cadă în sarcina lui. Nu, să nu mai facem noi, că sunt foarte multe. Să depună el. Da, exact. Repet,
Din punctul meu de vedere, asta este principala consecință a deciziei 20/2021, că instanța de executare va trebui să verifice domiciliul sau sediul debitorului la momentul sesizării organului de executare. Și aici ajungem la următoarea problemă, dar probabil că o să o reportăm pentru după pauza de prânz, pentru că vizează procedura de încuvințare a executării silite. O să sărim peste articolul 127 și eventual reluăm mâine când discutăm despre contestația la executare. O să adaptez cumva ca să o discutăm în cadrul contestației la executare. Verificarea competenței în cadrul procedurii de încuvințare a executării silite. Și de data aceasta să mergem și să vedem și spre verificarea competenței executorului judecătoresc. Da? Repet, eu am spus, consecința lui 20/2021 este că instanța trebuie să verifice cu mare atenție domiciliul sau sediul debitorului. N-am spus cum, prin propriile resurse, să zic așa, sau punând aceasta în sarcina executorului judecătoresc. S-ar putea să mergem spre a doua variantă. De ce? Da? De ce ar trebui să mergem spre a doua variantă? Pentru că observăm că 665 i-a dat executorului o competență la înregistrarea cererii de executare a creditorului. Da? Nu spune că pui o rezoluție, am primit, și pur și simplu o dai mai departe către instanță. Da? Spune, faci tu mai întâi o verificare, verificare care se materializează într-o încheiere, da? Și în baza acestei verificări sesizezi ulterior instanța de executare, lucru care rezultă indirect și din faptul că în momentul în care transmite cererea de încuvințare a executării silite, trebuie să transmită și încheierea dată în condițiile articolului 665. Și atunci, această variantă de a solicita executorului judecătoresc, acum nu știu sub ce sancțiune, sub sancțiunea respingerii cererii, sub sancțiunea suspendării, putem să mai discutăm, de a solicita să depună și dovada verificărilor făcute, cred că este perfect rezonabilă. Bun, pauză de masă și revenim după aceea. Zonă, puteți să le formulați, le preiau și mâine încercăm să răspundem în principal doamna judecător Stanciu în ultima sesiune. Dacă o să fiu și eu prezent, că la un moment dat o să trebuiască să plec spre aeroport, o să încerc și eu să rămân. Bun, ca să facem trecerea spre problematica celei de-a treia sesiuni, cea referitoare la încuvințarea executării silite. Mai zăbovim puțin pe acest ultim slide din prezentarea anterioară și pentru că spuneam următoarea întrebare după ce am analizat chestiunea referitoare la competența instanței în legătură cu procedura de încuvințare a executării silite este: ce se întâmplă totuși cu competența executorului judecătoresc? Și cred că, iarăși, în mantaua deciziei 20/2021 va apărea în practică încă o dilemă legată de aplicabilitatea articolului 112, de data aceasta nu pentru a stabili competența instanței de executare, ci pentru a stabili competența executorului judecătoresc. Cu alte cuvinte, dacă în situația în care am doi debitori cu domicilii sau sedii în circumscripția, de data aceasta unor curți de apel diferite, operează, să zic așa, o prorogare de competență a executorului judecătoresc, adică creditorul ar putea sesiza cu cererea de executare oricare dintre executorii judecătorești competenți, care în mod automat ar deveni competent și
pentru circumscripția celelalte curți de apel. În favoarea acestei interpretări ar putea pleda cel puțin două argumente. În primul rând, faptul că articolul 666, aliniatul 4, undeva pe la mijloc, reglementând efectele încheierii de încuvințare a executării silite, ne spune că încuvințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării. Acest argument fiind folosit adesea de cei care susțin această teză a prorogării de competență a executorului judecătoresc. Coroborat, desigur, cu dispozițiile articolului 652 aliniatul al doilea, care tratează în mod explicit această problemă, spunându-ne că dacă există bunuri urmăribile în circumscripția unor curți de apel diferite, este competent oricare dintre executorii judecătorești aflați în circumscripțiile acelor curți de apel. Textul nu face referire în mod expres la bunurile urmăribile ale debitorului și atunci de aici cei care susțin această teză, da, merg mai departe și spun atâta timp cât recunoaștem că într-un dosar execuțional pot fi executați mai mulți debitori și decizia 20/2021 întărește această ipoteză, atâta timp cât în dosarul execuțional respectiv, iată, prin această decizie se fixează o competență a instanței de executare unică prin raportare la domiciliu sau sediu oricăruia dintre ei, atunci asta ar însemna că trebuie să recunoaștem și aplicabilitatea articolului 652 aliniatul 2, în sensul în care chiar dacă bunurile urmăribile aflate în circumscripțiile unor curți de apel diferite aparțin unor debitori diferiți, textul rămâne aplicabil. Că nu ar trebui să facem distinție după cum bunurile urmăribile aflate în circumscripția curților de apel diferite aparțin aceluiași debitor sau unor debitori diferiți. Până la acest punct nu pot să zic că aș avea foarte multe motive de a combate această interpretare. Repet, dacă acceptăm ca premisă decizia 20/2021. Anterior deciziei aveam foarte multe obiecții, dar odată ce acceptăm această interpretare, ele sunt eliminate. Singura, să zic așa, îndoială pe care o am în legătură cu justețea acestei interpretări vizează executarea silită prin poprire. Pentru că știți foarte bine, în reglementarea actuală, dispozițiile care stabilesc competența executorului judecătoresc în materia popririi, cele de la articolul 782, stabilesc această competență exclusiv prin raportare la domiciliul sau sediul debitorului. Modificarea a intervenit prin legea 17/2017, dezavând soluția legislativă anterioară care stabilea o competență teritorială alternativă în materie de poprire în favoarea executorului de la domiciliu sau sediu debitorului sau a executorului de la domiciliu sau sediu terțului poprit. Cu alte cuvinte, intenția legiuitorului a fost de a stabili o competență teritorială exclusivă, să zic așa, în favoarea acestui executor judecătoresc de la domiciliu sau sediu debitorului. Dacă acceptăm aplicarea lui 112, asta ar însemna că în cazul în care avem un debitor la Iași și unul la București, ar deveni competent oricare dintre executorii judecătorești din circumscripția Curții de Apel Iași, respectiv a Curții de Apel București, pentru executarea atât a debitorului, prin poprire atât a debitorului cu domiciliu în raza acelei curți de apel, cât și în raza celelalte curți de apel.
Am o problemă cu această interpretare și pentru că 652 aliniatul 2 se referă strict la bunuri urmăribile mobile sau imobile, adică permite această prorogare de competența executorului judecătoresc doar în cazul urmăririi mobiliare propriu-zise, respectiv în cazul urmăririi imobiliare. Nu și în cazul altor modalități de urmărire silită, asta în condițiile în care, spre exemplu, 652 aliniatul 4, deci un pic mai jos, atunci când se referă la ipoteza înlocuirii executorului judecătoresc pe motiv că nu există bunuri urmăribile în circumscripția sa, în circumscripția Curții de Apel, unde își desfășoară activitatea, se referă indirect și la urmărirea prin poprire, pentru că zice nu sunt bunuri și venituri urmăribile. Deci cumva ar lăsa să se înțeleagă că e aplicabilă și în, și în materie de poprire. 652 aliniatul 2 fiind un text cu caracter de excepție, cred că ar trebui interpretat restrictiv și din punctul meu de vedere nu ar trebui să acceptăm și în materia popririi această extindere a competenței executorului judecătoresc. Ea a fost gândită doar pentru posibilitatea urmăririi silite mobiliare, respectiv imobiliare, nu și pentru poprire. Ceea ce înseamnă că în cazul în care ar dori să urmărească prin poprire doi debitori cu domiciliile sau sediile în circumscripția unor curs de apel diferite, creditorul ar trebui să facă două cereri distincte pe care să le depună la executorii judecătorești competenți și asta cumva ar rezolva și problema referitoare la competența instanței de executare, că fiecare s-ar duce pe competența instanței de executare stabilită prin raportare la domiciliu sau sediu debitorului vizat în acel dosar execuțional. Cealaltă problemă, și cred că a fost întrebarea adresată și din sală, este cea referitoare la consecințele unei eventuale declinări de competență intervenită în cadrul procedurii de încuvințare executării silite, declinare de competență care vizează competența instanței de executare, care ar fi, să zicem, remediul pe care l-ar avea creditorul într-o astfel de situație dacă urmarea acestei declinări de competență s-ar putea ajunge și la o eventuală s-ar putea deveni aplicabil un eventual motiv de respingere a cererii de încuvințare a executării determinat de necompetența organului de executare, deci pe 666 aliniatul 5.1. Da? Într-un cadru procesual de data aceasta simplu, să zicem, da? Este sesizată, revin la exemplu de mai înainte, da? Este sesizată judecătoria Iași, judecătoria Iași încuvințează executarea sau poate nu încuvințează executarea, verifică domiciliul debitorului și constată că domiciliul debitorului este în Pașcani. Își declină competența către judecătoria Pașcani. În situația asta nu avem nicio problemă pentru că suntem pe raza aceleiași curs de apel. Executorul din Iași sesizat rămâne competent și atunci judecătoria Pașcani va soluționa cererea de încuvințare a executării silite. Bun. Ce se întâmplă însă dacă judecătoria Iași declină competența la judecătoria Bacău, să zicem, pentru că între timp domiciliul debitorului nu mai este în Iași, este în Bacău. Pe această ipoteză s-ar putea, nu e sigur, s-ar putea ca la raportat la domiciliul debitorului să nu mai fie competent nici executorul judecătoresc din Iași, care inițial a fost sesizat de către creditor. Acum, e adevărat că 666 aliniatul 5.1 stabilește ca prim motiv de respingere a cererii de încuvințare a executării silite necompetența organului de executare. Însă știm foarte bine
În 99,9% din cazuri, această competență nu poate fi determinată de instanța de executare în procedura de încuvințare. Pentru că, de cele mai multe ori, la momentul respectiv, dacă vorbim de executare indirectă, da? Dacă vorbim de executare directă de predarea unui bun, acolo lucrurile sunt ceva mai clare. Dacă vorbim de executare indirectă, e aproape imposibil de stabilit, pentru că nu știm încă ce bunuri sunt în patrimoniul debitorului, dacă sunt bunuri în patrimoniul debitorului. Deci, putem accepta că ar putea exista situații în care executarea silită să fie încuvințată chiar dacă executorul nu este competent. Lucru care rezultă și din 652 aliniatul 4, care ne spune că dacă după încuvințare executorul nu găsește bunuri sau venituri urmăribile în circumscripția curții de apel unde își desfășoară el activitatea, dar debitorul are astfel de bunuri în circumscripția altei curți de apel, asta nu va conduce la invalidarea încuvințării, ci doar va da posibilitatea creditorului să solicite înlocuirea executorului judecătoresc. Ori, pentru astfel de situație, da, ne putem pune problema bunda. În mod normal, nici ar fi trebuit să fie încuvințată executarea respectivă dacă a fost sesizat un executor judecătoresc care n-ar fi competent să realizeze actele de executare. Deci, dacă ne raportăm la situațiile în care se merge, să zic așa, pe o prezumție că fiind sesizat un executor judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului, acesta e posibil să fie competent, pentru că există o prezumție că cel puțin pentru anumite modalități de executare silită acel executor va fi competent, în speță pentru urmărire mobiliară și pentru poprire, n-ar trebui să existe niciun impediment la încuvințarea executării silite. Repet, dacă executorul sesizat este un executor din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul sau sediul debitorului. Asta înseamnă că, răsturnând situația, dacă instanța de executare constată că domiciliul sau sediul debitorului este în circumscripția unei alte curți de apel, cererea de încuvințare a executării silite va fi admisă doar dacă se face dovada că există bunuri urmăribile în circumscripția acelei curți de apel. Prin urmare, pe exemplu nostru, dacă este sesizată judecătoria Iași de un executor judecătoresc din Iași și judecătoria Iași, verificându-și competența, constată că domiciliul sau sediul debitorului este în Bacău și își declină competența către judecătoria Bacău, judecătoria Bacău va putea încuvința executarea silită numai dacă se va face și dovada existenței unor bunuri urmăribile ale debitorului în circumscripția Curții de Apel Bacău, raportat la dispozițiile articolului 652, aliniatul al doilea. Dacă nu, va respinge cererea de încuvințare a executării silite. Respingerea cererii de încuvințare a executării silite s-ar putea să aibă un efect mai puțin plăcut pentru creditor în cazul în care aceasta fusese formulată spre sfârșitul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită. Pentru că sigur că el va putea să formuleze o nouă cerere pe care să o adreseze unui executor judecătoresc competent. Însă această cerere trebuie să fie la rândul său formulată în termenul de prescripție. De fapt, nu are o problemă, să zic așa, da? Și acum înțelegem și rațiunea pe care a avut-o în vedere legiuitorul, pentru că la întreruperea cursului prescripției, la articolul 709, aliniatul 1.2, ni se spune că cererea întrerupe prescripția chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent. Prin urmare, dacă cererea de executare silită ca urmare a declinării competenței instanței de executare este respinsă de instanța competentă în temeiul articolului 666 aliniatul 5.1, această soluție de respingere nu îl va afecta foarte mult pe creditor, pentru că acesta beneficiază de un nou termen de
prescripție egal cu cel întrerupt pentru a formula o nouă cerere de executare, de data aceasta la executorul competent. Cam aceasta ar fi chestiunea referitoare la verificarea competenței și la efecte. Dacă sunt întrebări în continuare, putem să le discutăm.